Absolvenții clasei a 12-a ai Liceului Tehnologii Construcții de Mașini Mioveni și-au luat rămas bun de la colegi, profesori și dirigenți. O nouă promoție plină de entuziasm. Cu emoții și păreri de rău, absolvenții au declarat că nu vor uita niciodată anii de liceu. Festivitatea de sfârșit de liceu este mereu emoționantă pentru ei, căci urmează să se despartă de colegi și de profesori și să pornească pe drumuri separate. De la un astfel de eveniment, nu putea lipsi primarul orașului Tinereții Ion Georgescu, cel care s-a îngrijit de altfel ca această unitate școlară să fie la standarde europene. Sunt sigur că peste câțiva ani de zile veți fi cadre didactice, veți fi medici, veți fi primari, veți fi oameni politici, veți fi în administrație, în toate domeniile de activitate. Deci generația care peste câțiva ani de zile veți conduce România. Probabil că astăzi vi se pare o copilărie sau știu eu anumite vorbe spuse de cineva. Dar fără să vreți înaintați în viață, fără să vreți veți avea responsabilități în viață și fără să vreți la un moment dat veți conduce familia dumneavoastră și România. Vreau să vă urez să aveți parte de tot ce este mai frumos și mai bine în viață și în lume. Să aveți parte de locul de muncă, așa cum vi le doriți dumneavoastră. Să aveți parte de tot ce vă doriți să fie mai bine pentru dumneavoastră. Astăzi am fost extrem de emoționat pentru că e prima dată de când sunt eu în acest liceu, de când, când se organizează o festivitate a absolventului. Noi am străduit să facem un eveniment fastuos, în care să putem să le arătăm absolvenților noștri că îi respectăm și că le mulțumim multora dintre ei pentru comportamentul lor în timpul celor 4 ani și pentru rezultatele bune pe care le-au la învățătură. Șefa de promoție a acestei generații a terminat liceul cu media 9,47. Cum este absolventa unui liceu de construcții mașini, Alexandra Tistuleasa își dorește să termine o facultate de profil, ingineria auto. Chiar dacă pentru asta a decis să plece la Cluj, ea promite că se va întoarce la Mioveni ca inginer la uzina Dacia Renault. Momentele care rămân din liceu sunt cu adevărat frumoase, adică cu siguranță nu sunt momentele cu altele la fel de frumoase nicăieri, unde aș merge în lumea asta, o să-mi amintesc, de colegii mei pe care aș vrea să-i salut acum și să le urez multă baftă în viață și, bineînțeles, de profesorii care au fost alături de noi. Ei au fost întotdeauna un bun îndrumător, mai ales doamna dirigintă care este aici de față, doamna a fost întotdeauna o mamă pentru noi. Exact așa cum ar fi trebuit să fie fiecare diriginte pentru clasa lor. Doamna diriginte a fost, nu știu, mai mult decât o mamă, a fost întotdeauna alături de noi și chiar aș vrea să mulțumim din inimă. Tuturor copiilor care au terminat la Liceul Tehnologii Construcții Mașini, care este un liceu valoros, le urez numai bine și să ia bacalaureatul și examene la facultate, că sper să dea în continuare.